Neocortexul este creierul nostru recent, cea mai nouă parte a creierului. Acesta este creierul cunoașterii și al științei, care poate pune chiar din când în când la îndoială falsele credințe, da? Insistând, în schimb, pe ipoteze ce pot fi verificate prin cunoaștere și chiar prin experiență directă. Este un creier care începe să gândească logic, să-și pună întrebări și nu să preia ceea ce este spus de alții, ci începe să valideze prin experiență dacă acea cunoaștere este reală sau nu. Ceea ce este un lucru foarte important. Da? Deci neocortexul este și la alte mamifere, dar la oameni, mărimea circumvoluțiunilor îi permit să fie mai dezvoltat și să manifeste aptitudini cognitive net superioare. Aici s-a adăugat limbajul, vorbirea, scrierea, da? Și, desigur, întotdeauna susținerea unui plan emoțional care mereu s-a adaptat acestor nevoi de cunoaștere superioară și de adaptare din ce în ce mai inteligentă la viață. Acest creier înțelege timpul, anotimpurile, trecutul și viitorul și validează, da? Prin experiența trecutului o anumită cunoaștere, dând la o parte ce nu a trecut proba timpului, da? Dând la o parte și considerând și dând amploare și amplitudine unei cunoașteri care a trecut proba timpului. În această cauză, vedeți, ne uităm în trecut și zicem, aha, înțelepciunea aia vine din trecut, a, s-o învăț, să o asimilez, să o exprim și să o dau mai departe copiilor. De ce? Pentru că înțelepciunea aceea a avut de a face cu proba timpului. Ea a rămas vie, deci o putem valida. Nu putem valida un curent monden care spune nu știu ce prostii, pentru că nu putem fi siguri. Ne pune lumina discernământului dacă acest lucru validează sau nu experiența trecutului. Și dacă nu validează și nu vine în continuitatea experiența înțelepciunii trecutului, putem să spunem clar, este un fals aici. Altfel, prin ce criterii ai putea să validezi, da, aceste lucruri noi care se produc, curente de opinie, curente de formare, prin ce? Prin care sunt criteriile tale? Nu trebuie să validezi prin ceva care deja a cunoscut, noua cunoaștere care ți se revelează, nu? Și atunci, ce discernământ ai în a putea spune că este adevărat sau fals ceea ce se întâmplă acum? Deci trebuie să te raportezi la valori și convingeri care adeseori transcend mica ta viață de 70 de ani. Sau mica viața unei comunități care oricum a fost și ea traumatizată într-un teritoriu ca acesta, unde 40 de ani de comunism ne-a făcut să nu mai credem în ce? În posibilitățile noastre de înălțare. Și trebuia să fim ce? Mereu ascultători în raport cu tătucul care arăta spre est calea. Da? Ca și cum dacă ne dăm cu rușii sau ne dăm cu comunismul sau acceptăm lucrurile astea, ne va fi bine și vom trăi minunat până la din bătrâni. N-a fost așa. S-a arătat că nu a fost așa. Deci, vedeți, uneori societățile ajung să trăiască într-o groapă, da? Din punct de vedere evolutiv. De ce? De ce? Pentru că marile mase, în anumite situații istorice, nu sunt revelatoare în raport cu contraponderea pe care ar putea o exercita în fața unora și puțini, dar care gândesc strâmb. De multe ori au fost mase mari de oameni care au gândit drept, dar nu au avut puterea de acțiune, asumarea și responsabilitatea pentru a se opune ferm unor câmpuri de sugestie care au început de la aderențele unor mici comunități care după aceea, datorită faptului că satisfăceau ce? Lăcomia și instinctul creierilor lor limbice și reptiliene, au ajuns să atragă aderența și consensul altor ființe care după aceea au susținut și ne întrebă, măi, cum a putut să ajungă, da, partidul neonazist la putere? După o întreagă învățătură a primului război mondial în care Germania de asemenea a călcat prost și a ales prost, da? Se repetă o experiență cu același popor care dă apă la moară unui conflict enorm care a tranșez granițele lor, da? Într-o încercare greșită de a arăta cum ar trebui să fie omul ăsta, arian, ființa perfectă, din punctul lor de vedere. Nu știm dacă a fost bine, dar vedem că au murit foarte mulți oameni. Da?
Ce a fost un comunism? O încercare de a uniformiza și de a da tuturor resurse. O păcăleală de doi bani, pentru că, iată, numai Ceaușescu avea aurul acela. Și clica lui n-a avut marea masă posibilități de a trăi așa cum au trăit ei. Deci unde e uniformitatea și unul pentru toți și toți pentru unul? Unde este? Principii ale comunismului. Dar noi trăim într-o comunitate și trebuie să ne ocupăm să avem resurse. Nu. N-a fost așa. Iar noi nu ne prindem. Trebuie să treacă 40 de ani de lașitate și de accept, da? Frică și temer, 50 de ani, ca să înțelegem că, de fapt, ne-am lăsat molestați, abuzați de ideologii proaste în care am crezut. Da? Și ne vine greu să schimbăm. Da? Tocmai aplaudăm neoliberalismul care a apărut. Și apoi iliberalismul care se întâmplă acum. Da? Și nu mai încerc, nu vedem, da? Nu ne-a mai plăcut liberalismul, acceptăm populismul, pe urmă populismul nu o să mai fie bine, acceptăm, da? Și trecem dintr-o poziție în alta. Da? Și nu facem singurul lucru important. Să ajungem la o înțelepciune care se aliniază vechii înțelepciuni sacerdotale, care vine din trecut și care are la bază, dragii mei, simplul adevăr al vieții. Noi mai vedem pădurea de copaci. Adevărul vieții spune simplu. Lucru care a fost spus și răspuns. Respectă-L și iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubește-L pe Dumnezeu cu toată puterea inimii tale. Ăsta este adevărul care a fost spus și tot amintiți. Ce facem noi aici? Am uitat. Problema cu umanitatea este că uită. De ce uită? Pentru că creierașul ăsta este autosuficient. Da? Nu avem memoria reamintirii înțelepciunii perene care a transcens orice comunitate și orice societate. A venit de acolo, revelată adeseori direct de Dumnezeu, prin fiii săi, prin toate ființele minunate, a amintit oamenilor, oamenii s-au mai ridicat puțin, au mai trăit inspirator o perioadă, după care iar apare uitarea, generându-se de fapt ce? Din păcate, în această uitare, când nu faci un lucru pozitiv, cum este acela de a-ți exercita liberul arbitru, de a alege încotro vrei să mergi, lași să fie exercitat liberul arbitru al celor care cred că știu unde merg. Și se dovedește în istorie că n-au știut cu adevărat unde merg. Da? Și deci iată cum se înclină balanța. De asta spuneam că un număr foarte mare de ființe de-a lungul istoriei evoluției societăților nu au fost relevanți în raport cu ce au vrut acei puțini și răi. E paradoxal. Aici este paradoxul evoluției. Deci, cei puțini și răi, dar care au dorințe și instincte puternice hrănite din creul lor primitiv, adeseori sunt capabili să miște o întreagă societate, să o încline chiar spre rău, ducând-o în tenebre, în frică, în sânge și în conflict, în moarte, iar ceilalți nu sunt relevanți atunci pentru că nu-și exercită luciditatea și bunul simț spre a spune nu! Pentru că iată ce mă învață pe mine din istorie înțelepciune. Nu! Deci iată de ce spun. În raport cu ce lăsăm noi acum curentele ideologice să ne direcționeze viața? Le vom lăsa pentru că nu mai știm ce a însemnat înțelepciune mai demult. Înțelepciunea era o stare interioară de a fi, care punea la un loc toate resursele pentru a dăinui într-o stare de bine, de fericire, tu ca individ, tu în mijlocul celorlalți, tu în mijlocul acestui univers, care este un univers înțelept și echilibrat. Am uitat lucrul acesta. Deci este firesc pe cale de uitare ceilalți să creadă, hai să descoperi și eu un curent politic nou, poate cine știe. Dacă vă dau o pomană, poate veniți mai mult la mine, eu depășesc punctul acela, am 100.000, cât trebuie acum ca să faci? Mi se pare că doar 20.000. Ți-ai făcut tu? Sau 5.000? 3.000? Nu, 3.000. Haideți, mă, fraților, ne adunăm într-un partid și facem, punem de o... Trei oameni. Trei oameni. Câte partide putem face? Și pe urmă, da? După aia, haideți să... Știi ce? Am putea facem o alianță de partide. Și va scrie în ziar. Alianța celor 30 de partide. Da? O fi aici 30. Hai să zicem 10 partide, nu? Alianța celor 10 partide candidează. Și ne jucăm în politică. Dragii mei, este o porcărie imensă cu politica asta.
Lăsați-o moarte. Dar în momentul când vi se cere să fiți homo politicus, trebuie să exercitați dreptul lui homo politicus. Este o rasă nouă care s-a format acum. Dar este o rasă atât de duplicitară, încât veți putea ieși din efectele duplicității, ipocriziei și păcălelii și minciunii umane, numai când propria ființă, rămânând fidelă credinței sale, va spune nu și va spune da. Fii odată la 4 ani homo politicus. Pentru că altfel alții vor fi și vor fi acele fiare în veșmânt de om care vor vrea să acapareze puterea nu ca să-ți meargă ție, ci pentru mica lor clică care va fi hrănită întotdeauna de aceste ideologii. În numele unui adevăr, unui bine, oarecum comun și colectiv. Nu. Și mai mult decât atât, ce va trebui să învățăm este de a exercita procesul de verificare și control a ceea ce se întâmplă în, da, pe parcursul asumării unui mandat. Este exact acel bilanț pe care trebuie să vi-l faceți. Astăzi, mandatul meu, în ziua de astăzi, atât de frumoasă și însorită, este acela de a vă transmite ceva. Ăsta e mandatul meu. În raport cu aceasta, eu trebuie să fiu la o anumită stare. Benefică. Fizic, psihic, emoțional, mental și spiritual. Dacă nu sunt așa, nu am ce căuta aici. Și trebuie să mă dați afară. Înțelegeți care este dreptul noastră? A mă da afară pe mine. Pentru că nu sunt ceea ce sugerez că aș putea să fiu. La fel va trebui să-i dați afară pe toți cei care, în raport cu mandatul lor, care este menit să vă arate dreptul, adevărul, bunătatea și iubirea, și chiar felul în care se poate trăi în societate, să avem dreptul toți să spunem, în raport cu ce te-am mandatat să faci, tu nu corespunzi, dragul meu. Și cu cât reacția noastră de răspuns este mai rapidă, cu atât vom schimba și vom modifica, și vom modifica, și vom transforma lucrurile în bine. Ăsta este dreptul pe care îl putem exercita. Chestiunea este că noi devenim autosuficienți 4 ani și pe urmă, legea cauzei și a efectului spune așa, mă, dacă tu ai lăsat pe 4 ani, bun, 4 ani suferi. Vă dați seama că noi într-o viață activă împărțim acei, nu știu, 50-60 de ani la 4-5 ani și vedem că vreo 20 de, mă rog, 3, vreo 15-20 de mandate putem culege într-o viață de 80 de ani. Da? Și se poate schimba doar de vreo 15-20 de ori uzăm noi, de fapt, de la 18 ani, nu? Da? De la 18 până la 75 de ani, că poate un om ne mai mișcă în estele, da? Cât? 15-75, 18-75, da? Cât înseamnă 53 de ani, împărțit la 5, deci vreo 10 mandate poți să uzezi de dreptul tău de a face ceva. Da? Deci de 10 ori doar. Da? Măcar fi demn în aceste 10 alegeri și gândește-te bine, trăiește bine și verifică după aceea, da? Ce se întâmplă după ce ai ales după un an, să ieșim, să putem să spunem, mai în raport cu ce și-a propus primărică ăsta de aici, pentru că noi numai pe ăsta îl vedem, și Consiliul de Administrație, lucrurile n-au mers bine. Haideți! Pe sus cu el! Pentru că a promis asta, nu a făcut. Dar vedeți cât de greu este să acționăm? Înseamnă să ieșim din autosuficiența noastră, înseamnă să ne unim, înseamnă să stăm în stradă, să spunem, să facem acea petiție care să acopere, nu știu, 100.000 de oameni, să schimbăm legea. Putem face asta? Unul putem, unul nu putem. Dar vedeți, lipsește sensul, lipsește rostul. Și apoi, e frig, stăm în frig, am mai stat de 10 ori, nu s-a întâmplat nimic celor stare. Cam asta se întâmplă cu creierul acesta. Uită, uită, uită. Da? Și la fel, vrem să ne revoluționăm viața. Noi vrem să schimbăm ceva în cuplu, vrem să schimbăm ceva cu copiii. Pornim puțin și formă ne lăsăm. Pornim și ne lăsăm, pornim și ne lăsăm. Începem niște cursuri, vrem să învățăm. Pornim, ne lăsăm, uităm. Pornim, iar ne lăsăm. O să ziceți mereu, n-am resurse, n-am resurse. Până când? Haideți să construim resurse. Da? Asta a fost schema. Hai să construim resurse. Până acolo încât a face o permanență din ce? Felul în care te percepi pe tine autostimulându-te la tine acasă. Pentru că îndemnul meu a fost așa. Aici ați învățat? Mergeți. Fiți autonomi. Arătați libertatea, demnitatea și integritatea voastră acasă. Ce? Amintindu-vă că 2 ore ești responsabil să-ți cultivi energia, corpul, să-ți fortifici musculatura, creierul, mintea, da? Să trăiești fericit și bucuros acolo. Da? Cam asta ar fi vorba. Am învățat, da? Am validat, da, domnule, e bună cunoaștere, acum continui la mine acasă. Acolo ar trebui ajuns.
În casa fiecăruia să poți să spui, da, eu în casa mea, da, nu uit învățătura aia care vine de mult. Acum, printr-un curs, este un moment. Dar eu, de fapt, cuplez la amintirea acelei înțelepciuni perene care transcende ce cursul meu de 2 ani de zile sau de 1 an de zile care îl fac. Rămânând fidel prin neuitare și printr-o continuă amintire a ceea ce reprezintă responsabilitatea de a fi. Trăind emoțional în continuare, în raport cu credința ta care te reprezintă. Asta poate să facă deja neocortexul, să alinieze o cunoaștere, o emoție, poate chiar corpul, astfel încât să susțină ce? Idealul evolutiv. Da? Și atunci, desigur, că are mai multe resurse. Și oriunde ai fi, oriunde te-ai plasa, ai simți acel acasă. Nu ai mai simți. Acum e bine, acum e bine. Acum e bine, acum e bine. Ha, să nu e să fie bine. Te vei simți bine și într-o junglă, dacă ai sta, pentru că ai resurse. Ai resurse. Să te comunici cu plantele, cu lianele alea, să-ți faci un culcuș și să ceri protecție. Te poți ruga, te poți transfigura chiar și în junglă. Da? Deci, un om clădit interior va avea resurse. A ne ocupa de resurse implică creier, minte, suflet și multe alte care au de-a face cu ființarea noastră. Deci, iată cum încet, încet, încep să fie validate și să aibă semnificație ce? Activități care ce? Îmbunătățesc starea noastră sufletească, da? Putem să previzionăm o evoluție în timp. Apariția artelor și a muzicii, poeziei, sunt deja ingrediente necesare a vieții noastre umaniste, nu? Ne bazăm pe o inteligență care se formează din punerea la oaltă a mai multor resurse pentru a crea ceva nou. Apare inventivitate, da? Și observăm că din ce în ce mai mult se dezvoltă casta învățătorilor, a negustorilor. E adevărat, mulți continuă să-i șmecherească pe ceilalți, da? E trocul ăsta, dar e ceva superior, da? Și avem meșteșugari, avem arhitecții piramidelor, al templelor, al bisericilor, dar apar oameni de știință, apar scrivi care spun, să iau o înțelepciune care s-a uitat și îmi dedic viața copierii lucrurilor alea sfinte. Acum avem ăștia editorii care iau din cărțile alea și amintesc acum și spun, da, uite, amintiți-vă. E frumos. Avem în continuare învățătura aici. Da? Dar învățătura aceea trebuie să devină vie. Da? Ea va trebui asumată și apoi trăită viu. Asta e tot. Altfel, vom citi, vom uita. Vom citi, vom uita. Vom citi, vom uita. Atâta timp când devine vie prin experiență, vom uita. Da? Odată cu dezvoltarea neocortexului, nu vânătorul cel mai abil, da, primea cele mai frumoase și fertile femei, cel mai mare teren sau cei mai mulți bani, ci războinicul. Cel mai deștept. De ce? Pentru că războinicul se punea ca ofertă și spunea, a, vreți să apăr cetatea aceasta unde voi ați adunat opere de artă? He, uite, eu, Leonardo da Vinci. Bine, Leonardo a fost un caz cu tot excepțional. Dar a avut un moment în care totuși el s-a implicat într-un mic război între două cetăți italiene. Nu știu dacă știți povestea, dar el a făcut arme de luptă și arme foarte inteligente, da? Cu care chiar a reușit să apere orașele. Da? Deci chiar și Leonardo da Vinci, prin inteligența sa, primea bănuți buni, da? Mai mulți decât pentru că el s-a lăsat de pictură, la un moment dat. Da? El a fost un geniu, Leonardo da Vinci, dar totuși, iată că a lucrat mult și în câmpul inteligenței sale pentru a apăra, s-a implicat în cetate și iată că a fost ajutat. Multe dintre operele sale arată exact nevoia acelui moment al cetății de a fi apărată. Multe arme de luptă, dacă vizitați muzee, la ora actuală, muzeele Leonardo, veți vedea ce lucruri interesante au putut fi concepute și ce sursă de inspirație a fost pentru următoarele arme de luptă care se dezvoltau mai departe. Anii 1500-1600 mai departe. Și evul mediu mult s-a bucurat de ce? Inventivitatea, creativitatea acestui geniu în multe planuri. Geniu medical, geniu artistic, geniu poetic, geniu, nu, geniu în armată. Deci, iată, o ființă genială. Neocortexul se poate dezvolta până la a procesa semnalele într-un mod holistic, adică
integrator, unificat. Asta poate să facă Leon Cortesiu. Să aibă o viziune globală, sintetică, unificatoare și să spună, în raport cu ceea ce observă, lucrurile pot evolua așa și chiar previziona. Da? Leon Cortesiu poate, având o imagine de ansamblu, da? Sferică, globală, da? Să spui, în raport cu ceea ce se întâmplă acum, în universul interior sau universul exterior, lucrurile pot să ducă acolo. Dacă lucrurile sunt bune acolo unde vor duce, este în regulă. Vom menține procesele respective. Dacă nu, previzionăm că ceva va degenera sau va devia și va trebui la momentul potrivit să intervim pentru a regla. La fel se întâmplă în societate. Noi putem regla din când în când procesul la 4 ani. Deci viteza de reglare este foarte mică. În această cauză, rezultatele sunt, adică rezolvările sunt foarte, pe termen foarte lung. Dacă noi am mișorat viteza de reacție și am spune, după 6 luni, după 6 luni, în raport cu ce ți-ai fixat în mandat, e în regulă? Nu e în regulă. Păi uite, noi uitându-ne așa, noi colectivul, deci mai mulți ochi deodată, văzând așa global situația, constatăm că nu ți-ai făcut mandatul. Suntem îndreptățiți pentru că tu ești alesul nostru să dispari. Altul la rând, cine este? Păi când vor vedea ceilalți că dispar după 6 luni, nu e regulă. Și vă zice, știi ce? Măi, am o temere să mă mai duc sub privirea asta a lor care verifică tot și oricând pot să fiu dat la o parte și chiar trecut dincolo de niște grade. Da? Și atunci, iată cum noi putem face să înceteze ce a continua modul lor de a fi, speculând de fapt neatenția noastră, uitarea noastră, lașitatea noastră și autosuficiența noastră. Pentru că dacă ei vor ajunge repede acolo unde își vor arăta incompetența, pentru că știți, orgoliul uman merge până acolo încât el este pus față în față cu incompetența sa. Vedeți, n-am întâlnit mulți oameni care să spună, știți ce, în raport cu faptul că mă promovați, eu nu dețin competență. Apreciez dorința dumneavoastră de a mă. Ați înțeles că am făcut niște lucruri. Dom'le, dar nu pot fi prim-ministru, nu. Nu pot să fiu. Nu, am întâlnit noi vreodată pe cineva care să spună că nu ar putea fi vicepreședinte sau secretar de stat, să spună din capul cu modestie, mulțumesc frumos, eu aici, aia este locul meu și măcar pe ăsta să-l împlinesc, dragii mei, că am atâta treabă. Mai ajutați-mă și voi. Nu, dragii mei. Imediat cum cineva îți dă pe la nas, borcanul mare cu miere, te gândești, a, până acum băgam un degețel, că atâta mi se dădea. E, acum am, nu știu, baie întreabă, nu știu, un rezervor imens în care să mă arunc cu totul, eu și neamul meu, să ne ungem cu miere și să ieșim de acolo, bucurându-ne, nu știu, vieți întregi de dulceața mierii. Cam asta gândesc toți, vedeți? Iar noi zicem, o, fi e bine, urmă, fi bine, hai să lăsăm. Cât să lăsăm? De ce lăsăm? Da? Deci nu, noi putem exercita, de la urmă, acest drept. De a gândi, de a acționa, pentru că vedem că nu ceea ce au spus că ar fi adevărul, au declarat, sau au bătut cu pumnul în piept, nu este atins. După 6 luni, salut. Altul la rând. Iar altul ăsta se va uita. Mă, nu e bine, nu mă. Altul aici, mă, sunt curajos. Fie ce o fi, mă bag. Măcar mă bag pentru oamenii ăștia, pentru că, uite, ei mi-au spus că am ce ar trebui să fac. Băi, să vedem bunăvoința. Să vedem că 6 luni de mandat și-au atins niște obiective. Reușim chestiunea asta. Da? Și este o problemă, vedeți, care ne implică pe toți. Da? Sigur că un om oarecare poate face o grevă a foamei acolo. Cât va putea să facă? Dar dacă vom face 100 greva a foamei, va fi altceva. Va fi altceva. Va fi altceva. Da? Deci, nu știu, să vedem în timp ce va fi. S-ar putea la un moment dat să ne implicăm și noi mai mult în cetate. Da? S-ar putea să fie nevoie, s-ar putea să nu fie nevoie. Dar vreau să vă spun că întotdeauna va trebui, inserția noastră în societate este, pentru că trezim un câmp de conștientizare, în primul rând în planul resurselor. Și la un moment dat, da, fiecare, vom da măsura liberului nostru arbitru și vom alege, poate, în cunoștință de cauză. Consider că suntem deja inserați în societate. Continuăm să reamintim acele lucruri bune ale învățăturii perene, care a trecut proba timpului și care te implică pe tine responsabil a continua să crezi în perfecțiunea naturală a ființei tale.
Va continua să trezești resurse pe care le ai și care, a căror menire este de a te face să trăiești fericit și liber. Da? Integru, demn, în adevăr, în frumusețe, în pace și în libertate. Da? Astea sunt, asta încercăm să amintim. Da? Și o facem prin aceste cursuri. Da? Veți continua să o faceți, îi veți inspira pe tine, pe copii și pe nepoți. Asta e ce putem face. Da? Și poate în momente cheie, când ni se cere adeziunea, dragii mei, fiți curajoși și mergeți. Și puneți-vă primii în față. Pentru că aveți dreptul, pentru că sunteți seniori. Nimeni nu vă va spune, văzând, nu știu, trei seniori în față, da? Cu un stear așa, cu o mână tremurândă, să-l dea la o parte. Nu îl va da la o parte. Mai ce cu respect, cum vedeți, se întâmplă. Cine este acest intelectual rasat și rafinat? Și cine a mai fost înainte? 102. Da. Gândiți-vă. Gândiți-vă. Luați exemplu. O puteți face. Și nimeni nu vă va da la o parte. Aveți curajul să spuneți. De ce sunteți acolo? Da? Lăsați-vă să vi se ia un interviu. Spuneți. Nu e nicio problemă. Despre asta este vorba. Aceasta înseamnă și asumare. Înseamnă trăirea emoțională la o scară mai largă. Nu. În limitele date de ce? Autosuficiența unui cămin pe care oricum l-ați făcut, dragii mei. Aici ați luat deja nota 10. Sau cât o fi ea acolo? 8, 7, 5, nu știu, 3. Dar oricum vă dați note de trecere în momentul ce sunteți pe aici. Da? Poate ar trebui să învățăm să ne dăm note mari în planul implicării noastre emoționale și responsabile în raport cu marile resurse ale țării, ale planetei, ale umanității în ansamblu. Da? Cine ne va ajuta în înțelegerea profundă dezvoltată pe un creier sănătos, într-o minte sănătoasă, într-un corp cât mai puternic, mai longeviv, da? Mai unificat. Deci, iată unde ne poate duce neocortexul, la viziunea unitară, responsabilă, asumată, acest mediu exterior fiind explorat și valorizat din perspectiva unei creșteri mereu a unor nevoi superioare evolutive, da? De adaptare și de comunicare la mediu, la viață, la Dumnezeu, la lume. Aceste arii corticale superioare sunt locuri unde se manifestă iubirea necondiționată, compasiunea, rațiunea și logica. Putem alege prin discernământ între bine și rău, nu în ceea ce binele și răul la modul obiectiv, nu în ceea ce credem noi că este binele pentru noi, sau binele mărunt doar al familiei noastre, în raport cu vecinul. Și noi furăm locul de parcare care să ne fie nouă bine. După aia, da? Deci nu în sensul ăsta. Vom da un sens mai aproape de realitate, de adevăr, acestor noțiuni care până acum au avut mereu amprenta relativității. Bine și rău, dar pe ce scară? Corect și incorect. Da? Bun, da? Și mai puțin bun sau rău. În raport cu ce? Deci dacă nu fixăm criteriile într-un plan evolutiv superior, mereu ne vom juca cu scara asta relativă și aici ne vom și justifica de foarte multe ori comportamentul. Da? Deci atât de ce până la urmă vom ajunge să corectăm, să repoziționăm, să ne repoziționăm pe noi în planul valorilor fundamentale, morale și etice și să reușim prin noi să repoziționăm, să reprogramăm, da, comportamente antisociale. Eu consider că cei care spun că fac și nu fac, acesta e un comportament antisocial. Pentru că ei prima oară spun societății fac, după care se dovedesc că nu fac. Acesta este antisocial. Din moment ce societatea le-a validat mandatul, pe ce? Pe așa zisul adevăr, pornind de la prezumția că omul spune adevărul, lăsăm 6 luni, se constată că a mințit, deci el este antisocial, da? Lărgim puțin spectrul a ceea ce înseamnă antisocial, deci el trebuie să fie eliminat din poziția de putere. Da? Este chiar foarte simplu acest lucru. Da? Și astfel verificăm comportamentele lor. Da? Și validăm un altul care iară poate să spune, da, uite, vă dau eu. Bun, hai să vedem ce ne dai tu. Bun, e bun. Bravo. Hai, te susținem. Și omul acela cu adevărat să aibă un spate acoperit. Amintiți-vă, orice primar care a reușit ceva în țara asta, a avut totuși o aderență a oamenilor de suflet din comuna, din satul, din urbea respectivă, pentru că a fost un om bun.
Pur și simplu. A fost un om bun și a ținut cont de nevoile reale a celor cărora a promis. Uite, dacă mă alegeți, voi face asta. Voi face drumul ăla, care acum e pe Twitter, voi asfalta. Măcar atât. Numai neocortexul, și începem să reținem, poate destructura până la anihilare programele fundamentale ale creierului limbic și cel amigdalian. Deci, dacă noi nu avem aici, vor exista, da, celelalte elemente care vor sări. Da? Și ele vor da apă la moare vechilor tendințe omului primitiv, instinctual, animal. Da? Despre asta este vorba. Deci, când aveți stări proaste, rele, sunteți invidioși, mânioși, lacom, acaparatori, înfricoșați, luptați pentru materie, acolo să știți că dumneavoastră, cu numele pe care îl aveți, între ghilimele, de fapt sunteți un mic prădător, pentru că vă prădați propriile resurse. Așa trebuie să luați. Băi, eu acum îmi prădez resursele mele. Sunt un prădător față de mine. Mă autosabotez din nou. În afară de asta, prin starea mea de a fi, care se expansionează, mă face să fiu tentat să iau și de la asta. Să-l mint pe ăsta, să-l păcălesc pe ăsta ca să mă descurc. Deci începeți să prădați din micul prădător care își consumă resursele, deveniți mai mare prădător antisocial. Da? Da, pe cale de consecință. Când noi ne prădăm resursele, când nu suntem atenți, când ne uităm pe noi și suferim prostește, mult, ruminând gânduri de-astea de tristețe și de gol, dragii mei, nu știu, ieșiți afară, uitați-vă la soare, puneți-vă o alertă pe telefon să vă spună, trezește-te, pentru că viața ta este sortită luminii adevărului și frumuseții. Scrieți chiar acolo un mesaj, notificare din două în două ore, să nu uitați. Eu sunt Dumnezeul vieții mele. Da? Întăriți-vă și mai mult. Eu sunt Dumnezeul, Creatorul vieții mele. De ce fac resursele mele? Mi le prădez acum în jocul deznădejdii, grijii, amenințării, întunericului și fricii. Nu las acest degețel mic de la piciorul stâng să-mi întunece viața. Nu îl las. Bun. Dacă se pune cazul, îl amputez. Da? Și trăiesc mai departe fericit. O să vedeți că puteți trăi fericit și fără patru degete. Deci, da, pentru un bine mai mare putem să amputăm ceea ce acum ne trage în jos. Metaforic vorbim, da? Deci, da, să dăm la o parte vechile obișnuințe prostești, dar care ne mențin la autosuficiență, pentru a ne pune, pentru a ne mișca. Sigur că tragem de noi. Și am exemple minunate în familia mea și în grupul meu de prieteni. Mă inspiră în continuare. Trag de mine. Nu vreau să mă las. Vreau să fac. Vreau să continui. Nu pot să las pe altuia responsabilitatea. Nu vreau să aibă altcineva grijă de nevoile mele stricte. Nu. Lungesc cât mai mult chestia. Pe mine mă inspiră. E un mesaj de luptă. Da? Și mă bucur că am avut în viața mea un astfel de exemplu. Da? La fel și noastră. Trageți nădejde că prin continuarea vieții voastre unitate spre resurse reale veți ajuta noi non-mutual fără a trage de ei. Pentru că nu puteți trage. Îi puteți doar inspira. Da? Și exemplul vostru personal să inspire. Să iei cu forța și cu șapca, știți bine, dragoste cu sila nu se poate. Dar a inspira spre deschidere, spre mișcare, spre înțelegere, spre comunicare, spre iubire, spre altruism, spre dăruire. Asta o putem face prin felul în care suntem fiecare dintre noi. Deci numai acest neocortex, da, poate să anihileze, să inhibe, să blocheze, să dea la o parte vechile obișnuințe care ne-au făcut pe noi adesori să ne lăsăm tentați și să rămânem într-un compromis căruia mai târziu să-i plătim note grele pe plată. Compromisul datorită uitării adevărului este cel care duce în suferință. Compromisul. Compromisul autosuficient. Se poate, se poate. Ne descurcăm. Ne descurcăm. Chiar dacă luăm de la celălalt. Nu. Nu se... Acesta este creierul limbic. Nu este un creier uman care se responsabilizează și spune nu. Văd că există încă la vârsta de 70 de ani un model inspirator și eu vreau să merg într-acolo. Asta este neocortexul. Se lasă emoționat și inspirat.
și poate să previzioneze. Ei, așa cum e dumneai sau dumnealui sau dumnealui, eu de ce nu și mă duc într-acolo. Mă uit în altă parte. Așa cum se târăște ăsta, aș putea să ajung și eu să mă târăști și să fiu chinuit. Și tot meu cortexul, împreună și cu creierul limbic, emoția aceea de frică, vor acționa și te vor pune în mișcare. În această cauză vom putea spune că suferința, prin structura emoțională creată și prin neocortex, da, poate deveni un impuls transformator într-o existență. Încă suferința devine un impuls transformator. Pentru că creierul vrea mai departe să tragă puțin în sus și zice, și minte, nu e bine, trebuie să fac ceva, să transform lucrurile. Da? Dar vine un moment în care, fără să mai fi impulsionat de soartă, prin lecțiile mai grele de suferință, să spui, e bine, e foarte bine, sunt fericit și vreau să continui. Și tocmai de aia vei face ceva, nu te vei lăsa pe geam. În această cauză spuneam că în înțelegerea evoluției marcate de timp, conferind semnificație, nu îți va ajunge că trăiești acum fericire. Vei vrea eternitate. În zona asta te va duce neocortexul. Pentru că el își va avea fericirea a la lung. Și va zice, ce pot să fac pentru asta? Dacă înseamnă iubire, s-o cultiv. Dacă înseamnă bine, să-l cultiv. Și dacă asta au de-a face cu mine, să le cultiv în mine. Da? Neocortexul creează cumva, prin previzionare, faptul că poți asigura niște condiții pentru că începi să intuiești că valoarea de adevăr a vieții constă în acea puritate, da? În acele comandamente sublime, morale și spirituale, care îți conferă ce? Împlinirea unei vieți fericite. Și atunci când vom merge spre fericire, să știți în mod categoric, că am atins idealul existenței. Nu mai este foarte mult. Dacă vreți, facem o pauză. Doriți să facem o pauză? Nu. Mai este foarte puțin și o să încheiem. Da, ne apropiem. Deci această dezvoltare a neocortexului, da, dezvoltă mai departe ce? Posibilitatea apariției cortexului prefrontal, ultima formațiune cerebrală apărută în ordinea evoluției.